Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale. Pentru început, am ales diagrama din figura alăturată, în care avem împărțit întregul în 8 clini egali. Vom încerca să scriem împreună fracțiile ordinare corespunzătoare fiecărei culori. Observăm că pentru culoarea galbenă avem 4 clini, asta înseamnă că vom avea 4 pe 8 din întreg. Pentru culoarea verde avem 3 clini, asta înseamnă că vom avea 3 părți din 8. Iar pentru culoarea roșie avem o singură parte, deci 1 pe 8. Acestea sunt fracțiile ordinare aferente figurii pe care vom încerca pe parcursul acestei lecții să le transformăm în fracții zecimale. O să luăm drept exemplu 4 pe 8. 4 pe 8 înseamnă exact jumătate, adică corespondentul fracției ordinare 4 pe 8 este fracția zecimală 0,5, jumătate. Așadar, pentru a transforma o fracție ordinară în fracție zecimală, efectuăm o operație de împărțire. În exemplele următoare am ales câte un model pentru fiecare fracție zecimală învățată. 21 pe 20. Pentru a transforma mai ușor această fracție ordinară în fracție zecimală, putem amplifica cu 5. Amplificând cu 5, o să obținem 105 supra 100, adică 1,05, deoarece știm că dacă la numitor avem puteri de ale lui 10, punem virgula de la dreapta spre stânga peste tot atâtea cifre câte zerouri are numitorul. Însă la 10 supra 3 nu mai putem face acest lucru. În concluzie, trebuie să efectuăm algoritmul de împărțire. 10 împărțit la 3. 3 în 10 de 3 ori. 3 ori 3, 9, ne rămâne restul 1. Punem un 0 și virgulă. 3 în 10 tot de 3 ori. 9 și ne rămâne din nou rest 1. Așadar, acest 3 va fi în perioadă. Și astfel, corespondentul fracției ordinare 10 pe 3 este fracția zecimală periodică simplă 3,3 în perioadă. În continuare, 8 supra 15. Efectuăm operația de împărțire. 15 în 8 de 0 ori. Virgulă. Punem 0. 15 în 80 merge de 5 ori. 5 ori 15, 75 și ne rămâne 5. Punem 0. 15 în 50 de 3 ori. 3 ori 15, 45. Ne rămâne din nou rest 5. În concluzie, acest 3 vine pus în perioadă, obținând astfel fracția zecimală periodică mixtă, 0,5 și 3 în perioadă. 1 supra 7. Cerințele referitoare la acest exercițiu sunt: determinați primele două zecimale ale fracției 1 pe 7, suma primelor 10 zecimale ale acestei fracții este a doua cerință și a treia, determinați a 20-a zecimală a fracției 1 pe 7. Pentru a răspunde la aceste cerințe, trebuie așadar să transformăm 1 pe 7 în fracție zecimală. Și vom face algoritmul de împărțire. 1 împărțit la 7. 7 în 1 de 0 ori. 0. 7 în 10 odată. 7 în 30 de 4 ori. 7 ori 4, 28. Ne rămâne 2. 7 în 20 de 2 ori. 2 ori 7, 14. 6. 7 în 60 de 8 ori. 7 ori 8, 56. Ne rămâne 4. 7 în 40 de 5 ori. 5 ori 7, 35. Rest 5. Iarăși adăugăm un 0. 7 în 50 de 7 ori. 7 ori 7, 49 și ne rămâne restul 1. 1 pe care l-am avut la început. Așadar, 1 pe 7 reprezintă o fracție zecimală periodică simplă, 0, perioadă, 1, 4, 2, 8, 5, 7. În concluzie, primele două zecimale sunt 1 și 4. Deci,
la punctul A, primele două zecimale sunt 1 și 4. La B, suma primelor 10 zecimale. Observăm că grupa de zecimale periodice este de 6. Deci vom avea 1 plus 4 plus 2 plus 8 plus 5 plus 7, cele 6 zecimale, și încă 4. 1 plus 4 plus 2 plus 8. Obținând astfel rezultatul 10, 20, 35 și cu 7, 42. Aceasta este suma primelor 10 zecimale. Iar cea de-a 20-a zecimală a fracției o aflăm astfel. Împărțim 20 la 6 pentru a vedea câte grupe din acestea complete de perioadă avem și obținem 3, rest 2. Asta înseamnă că voi avea 3 grupe complete și încă 2 zecimale. Deci a 20-a zecimală este 4. Aceasta a fost lecția despre transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!